Biserici de lemn din patrimoniul județului Cluj. Rubrică realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Continuăm astăzi periplul nostru prin satele județului Cluj pentru a descoperi bisericile de lemn incluse pe lista monumentelor istorice și ajungem la Gârbăul Dejului, unde se află Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, ridicată în secolul al XVIII-lea. Alături în călătoria noastră este și astăzi Consuela Bendea, consultant artistic în arhitectură și artă tradițională la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Consuela, spuneam că acest edificiu este de secolul 18. Ce date avem care să ateste acest lucru? Într-adevăr, considerăm, credem că edificiul este de secol 18, nu pentru că ne-ar ajuta vreodată care să fie inscripționată pe o bârnă a monumentului, ci din analiza stilistică. Această bisericuță din Gârbăul Dejului face parte dintr-un grup de biserici presărate prin satele din jurul Dejului și care, prin caracteristicile lor, fac parte și reprezintă un stil mai vechi de biserică. Vorbim aici de dimensiuni reduse ale monumentului, de lipsa pridvorului și de faptul că turnul clopotniță este foarte scund. Aceste trei elemente caracterizează bisericile vechi, iar biserica din Gârbăul Dejului este un exemplu în acest sens, alături de altele din zonă, cum ar fi biserica de la Sălișca, de la Muncel sau cea de la Leurda, care acum se găsește în curtea muzeului din Bistrița. Deci, din punctul nostru de vedere, este valoroasă prin vechime. Cunoaștem numele meșterilor pentru că ei și-au lăsat înscris numele, meșterii Mihai sau Mihaiu și Nicoară, posibil primul constructor și cel care a lucrat după aceea la refacerea edificiului. Așadar, sunt înscrise aceste nume, cei care au ridicat monumentul. Înainte să pătrundem în lăcașul de cult, unde este situat și vorbește-ne despre arhitectură? Această biserică nu este foarte vizibilă din ulița principală, să spunem, ea este modestă și modestă cumva prin dimensiune, dar foarte valoroasă, atât prin vechime, cât și prin, mai ales prin decorul sculptat pe care îl prezintă și prin ansamblul de pictură murală pe care îl mai păstrează. Dar dacă insistăm, reușim să găsim și bisericuța printre case, este realizată din bârne de stejar, încheiate la capete în chiotoare dreaptă, suprapuse în cununi orizontale în sistemul Blocbau. Turnul, spuneam, este scund, acoperișul realizat din șindrilă și planimetria este cea clasică, bineînțeles, cu pronaos tăvănit, care suportă, să spunem, greutatea turnului clopotniță, un naos boltit și altarul mic, de asemenea și el cu o boltă semicilindrică. Ceea ce este foarte interesant aici este decorul sculptat. Cred că este unul din cazurile din județ remarcabile și care iese în evidență din acest punct de vedere. Atât încadrământul intrării în pronaos, cât și cel al intrării din pronaos în naos sunt foarte frumos decorate cu sculptură realizată prin incizie și prin cioplire, dar mai ales impresionează numărul foarte mare de motive decorative pe care acest meșter anonim, noi nu știm dacă meșterul Mihaiu a fost cel care sau celălalt meșter au fost cei care au realizat și decor sculptat, poate da, poate nu. Un număr foarte, foarte mare de motive decorative a folosit acest meșter care efectiv a lăsat frâu liber imaginației, a umplut fiecare centimetru pătrat din suprafața acestor portaluri, folosind motive variate și care în general se găsesc peste tot în sculptura tradițională.
a bisericilor de lemn, de la omniprezentele rozete, aici realizate în diverse tipuri, de la rozeta clasică până la cea morișcă, funia răsucită sau torsada, cum îi spunem noi, denticul, dintele de lup, motivul brăduțului, deci e o frenezie pe care, sincer, eu n-am mai găsit-o în județ. Chiar dacă nivelul de execuție nu este cel mai înalt, te impresionează numărul extrem de mare și modul în care au fost combinate aceste motive decorative. Și așa cum mai spuneai, este o bisericuță de care te-ai îndrăgostit. Da, m-am îndrăgostit pentru că este fermecătoare, nu este impresionantă sau impunătoare precum altele, dar acest decor sculptat foarte bogat, pe care poate nu te aștepți să-l întâlnești la o bisericuță mai modestă, și frumusețea ansamblului de pictură murală, toate o fac să fie, să aibă valoarea ei, și așa trebuie să și ne raportăm la o bisericuță, nu doar prin cât de impunătoare este și prin cât de înalt e turnul clopotniță, ci prin toate valorile pe care le găsim de la portalul de intrare până la pictura Sfântului Altar. Da, așadar, această biserică se remarcă prin decorul sculptat, dar aș dori ca să vorbim despre pictura, care este impresionantă pentru că este una de factură populară. Într-adevăr, această pictură, care are nevoie de restaurare, să sperăm că în perioada următoare se vor găsi fonduri pentru a o salva, este o pictură realizată de un meșter muralist din zonă, probabil, nu-i cunoaștem numele. Ne dăm seama din stilul pe care l-a abordat, un stil, cum spuneai, de factură populară, care aduce foarte mult cu arta naivă. Culorile folosite sunt foarte vii, deci o cromatică veselă, care te bine dispune și e plăcută ochiului. Lipsa proporțiilor firești, iarăși o caracteristică a picturii naive. Scenele sunt de mari dimensiuni și sunt delimitate prin vrejuri decorative, și interesant este faptul că pictorul a îmbrăcat unele personaje, și anume pe soldații care îl prigonesc pe Hristos, în veșminte specifice sau care caracterizează epoca respectivă, deci secolul al XVIII-lea. Pentru că ansamblul a fost, mural a fost realizat în secolul al XVIII-lea, probabil spre finalul secolului al XVIII-lea. Așadar, asupritorii transilvanenilor de atunci sunt reprezentați în pictura bisericii de aici. Ceea ce se întâmplă destul de frecvent și în alte locuri, și alți pictori au recurs la același lucru. Uneori asupritorii sunt îmbrăcați în turci. Deci, sunt ecouri ale problemelor sociale și politice din epoca în care pictorul realizează aceste ansambluri. Și iată pe care le putem descifra vizualizând pictura din biserică. Obiecte de patrimoniu se găsesc aici? Ce găsim? Într-adevăr, există câteva icoane împărătești care s-au păstrat, sunt pictate pe lemn și aparțin stilistic secolului al XVIII-lea, și iconostasul, de asemenea, pictat tot așa în secolul al XVIII-lea, foarte frumos, cu mai multe șiruri, icoanele prăznicar, apoi surmontate de șirul apostolilor și, în final, reprezentarea lui Iisus pe cruce, chiar în partea superioară a iconostasului. Așa cum spuneam ascultătorilor, această biserică a fost edificată în secolul al XVIII-lea. Cât de bine este păstrată? Care este starea ei de conservare? În primăvara anului 2019 am fost ultima dată acolo în cadrul unei tabere de cercetare alături de colegii mei de la centru. Biserica avea mare nevoie de restaurare în acel moment. Ghid ne-a fost părintele Mihai Cosma, care era puțin sceptic că va găsi fonduri pentru a interveni la timp să salveze bisericuța, și îndrila era foarte deteriorată, deja se infiltra apa și firește că urma să se strice și mai tare stratul de pictură, dar spre bucuria noastră, după un an, deci în primăvara anului 2020, am aflat că biserica era în restaurare. S-a început cu înlocuirea învelitorii, deci acum biserica are un acoperiș de șindrilă nou. Părintele a reușit împreună cu primăria să
adune fondurile necesare, au apelat și la o asociație care este dedicată salvării monumentelor și din această unire de forțe, iată că un prim pas, cel mai important întotdeauna, înlocuirea șindrilei, s-a făcut și eu sunt încrezătoare, știindu-l și pe părinte tânăr și dornic să miște lucrurile, că se va interveni și la nivelul picturii, care într-adevăr are mare nevoie, e deteriorată pe unele segmente, dar odată cu mâna unui specialist poate să fie redată frumusețea de odinioară, măcar parțial, dar să ne bucurăm de acest ansamblu absolut inedit de pictură. Iată un exemplu fericit de biserică ce se află în stare de restaurare, de conservare. Să presupunem că ascultătorii noștri ar dori să viziteze această biserică. Ce ar trebui să știe? Spune că nu este foarte vizibilă din șosea. Păi, în primul rând ar trebui să-l caute pe părintele Mihai Cosma, care le va deschide biserica și le va prezenta tot ce se poate lega de istoricul bisericii și îi îndemn să nu se oprească doar la biserica din Cârbăul Dejului. Satele presărate printre dealuri din jurul Dejului ascund multe astfel de bisericuțe vechi, deci bisericuțe ridicate până în 1750 pe acest tip de care vorbeam și care păstrează și ele foarte multe valori, de la pictură murală până la icoane prețioase vechi. Biserici despre care o să vorbim în întâlnirile noastre viitoare. Consuela, îți mulțumim. Întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmbăoan. Alături de noi a fost și astăzi Consuela Bendea, consultant artistic în arhitectură și artă tradițională la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Împreună am aflat amănunte despre Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Gârbăul Dejului, ridicată în secolul al XVIII-lea, un edificiu aflat pe lista monumentelor istorice. Până săptămâna viitoare vă dorim toate cele bune! Biserici de lemn din patrimoniul județului Cluj. Rubrică realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.